Deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 1. În seara aceasta dorim să citim pasajul Înălțării. După cum bine știți, înălțarea a avut loc la 40 de zile după înviere. În fiecare an cade ca joi seara și pentru că așa cade, trece de multe ori neobservat această sărbătoare, în seara aceasta dorim să medităm și să citim și să învățăm din acest mare eveniment, din această mare lucrare, ținând cont că săptămâna viitoare, duminică, sărbătorim Rusaliile. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, după versetul 3 citim versetele 9, 10 și 11. Versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironi spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și i-au zis, Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin, amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. cum aminteam în introducere, sărbătoarea botezului Domnului Isus și sărbătoarea înălțării de multe ori a, trec nevăzute și nesimțite pentru că aceste sărbători cad joia și noi ținem minte și suntem mai implicați în acele sărbători care cad duminica iată că în ziua de azi să cade, să ne oprim la sărbătoarea înălțării. Pentru că înălțarea Domnului Iisus la cer are o deosebită semnificație. Este parte din Evanghelie și se leagă de toate celelalte evenimente și lucrări mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu prin Hristos. Înălțarea este esențială și e parte din evanghelie. Deoarece această înălțare confirmă câteva lucruri cruciale, fundamentale parte din credința noastră. Iată ce confirmă înălțarea. Primul lucru pe care îl confirmă înălțarea este învierea. Învierea lui dacă s-a înălțat, înseamnă că a înviat. Simplu, dacă s-a înălțat, înseamnă că a înviat. Pentru că a înviat, a fost cine să se înalțe la cer. De aceea mormântul este gol. Dacă lumea întreabă, dacă oamenii întreabă, bine, e mormântul gol, unde e el? El s-a înălțat. Înălțarea confirmă învierea. Iată ce spune Colosen 3 cu 1 și apoi Evrei 12 cu 2. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Învierea lui confirmă moartea. Învierea lui confirmă moartea. Mesajul învierii duce cu sine și mesajul morții. Dacă Domnul n-ar fi înviat, noi n-am fi învățat niciodată despre cruce și despre suferință pentru ca mesajul suferinței, mesajul mântuirii, mesajul morții Domnului Isus Hristos să fie dus mai departe, a trebuit să vină învierea. Învierea a dus cu sine mesajul morții și a suferinței și a mântuirii. Fără înviere nu este suferință. Fără mormântul gol nu este cruce. Mormântul gol declară despre moartea Domnului Isus Hristos și despre ce s-a realizat prin moartea lui. Înălțarea declară învierea, așa cum învierea vorbește despre moartea lui, așa înălțarea vorbește despre învierea lui. El Șade la dreapta lui Dumnezeu. Dacă cineva ne întreabă sau te întreabă unde este El acum, acolo unde l-a văzut Ștefan, acolo unde îl vede Cartea Evreilor, acolo unde l-au văzut Apostolii și ucenicii, acolo îl vedem și noi prin credință, nu prin ochii aceștia, dar prin credință îl vedem și într-o zi îl vom vedea cu ochii aceștia, așa cum a zis Iov. Ochii aceștia îl vor vedea și nu ai altuia. El șade la dreapta lui Dumnezeu, care prima semnificație a înălțării lui confirmă învierea lui. Un alt lucru pe care îl confirmă înălțarea Domnului Hristos la cer e dumnezeirea lui. Dacă el s-a înălțat la cer, înseamnă că el este Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Eu n-am auzit de alții ca să se înalțe la cer. Cunoaștem din Vechiul Testament despre Ilie. ias, yes. caz de excepție. Cunoaștem despre Enoch, că a fost luat de Dumnezeu. Dar de la Hristos încoace, N-am mai auzit nici din generația noastră. Am auzit despre multe minuni. A înviat din morți. A vindecat cancer. A rezolvat probleme imposibile. Dar nu am auzit de înălțare. Fiecare om, când își sprevește viața pe pământul acesta, trupul lui nu înălțat. Trupul lui E coborât, toți ne uităm în jos, în fiecare an ne apropiem tot mai mult de cei jos, din punct de vedere fizic. Încă nu s-au înălțat oamenii, oamenii nu se înalță, tot cei pe pământ și pământesc se duce spre pământ. Mi-aduc aminte când eram copil, ucenic, urc, ur, lucram în atelier și... Nu știu ce s-a întâmplat, am, am scăpat ciocanul, am scăpat o okay, cheie, am scăpat ceva și un om mai în vârstă, mai uh, cu experiență, s-a uitat la mine și zice, vezi că-i jos. Zice, vezi că-i jos. Uh, prima dată, e jos, nu-i sus, zice, dacă ar merge în sus, n-ai mai găsi-o. Zice, bucură-te, întotdeauna când cade ceva, cade jos. Hai că, a că jos ai luat, zice, imaginează-ți dacă ar merge în sus. și adevărat lucrul ăsta. Dacă lucrurile ar merge în sus, nu le-ai mai găsi, nu le-ai mai prinde. Tot ce este pământesc, orice îți scapă din mână, numai dacă e ceva foarte ușor și suflă vântul, dacă ai pene în mână sau mai știu eu ceva, dar orice este pământesc, orice ai în mână, cade jos și poți să găsești. Despre Hristos Domnul, pentru că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Scriptura ne arată că El s-a înălțat. Binecuvântat să fie numele Lui, asta confirmă dumnezeirea Lui. Avem multe pasaje, hai să ne oprim la câteva. Fapte 5 cu 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 1 Timotei 3 cu 16. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propăvăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Nu doar a fost înălțat, a fost înălțat în slavă. Filipeni 2 versetul 9 și în continuare. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl ce? Că Isus Hristos este Domnul. Cel care a fost înălțat la ceruri este Dumnezeu. El, repet, este Dumnezeu, Domn și Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 1 Petru 3 cu 22 Cel care stă la dreapta, la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și i-a supus îngerii stăpânirile și puterile. El nu s-a înălțat la cer ca să fie un înger sau să fie un argat sau să fie un slujitor. El s-a înălțat la cer pentru ca să i se dea puterea și domnia peste tot ce există în universul acesta. De aceea i s-a dat numele care este cel mai înălțat decât orice nume. Înălțarea lui confirmă dumnezeirea lui, înălțarea lui confirmă preoția lui. Și n-am să se bovesc pentru că Fratele Ruben a vorbit chiar despre lucrul acesta. Înălțarea lui confirmă preoția lui. Evrei 7 cu 26 Și tocmai de un, un astfel de mare preot ne trebuia. Au zis ce fel de preot ne trebuia nouă. Sfânt, nevinovat, fără prihană, despărțiți, despărțit de păcătoși. Până aici totul este în regulă și -a aproape că ai putea găsi printre muritori persoane care să se apropie. Măi, oameni sfinți, oameni neprihăniți, oameni fără pată, oameni despărțiți de păcat. Dar ce urmează? Se aplică doar la el. Și înălțat mai presus de ceruri. Noi de un astfel de mare preot aveam nevoie. Dacă n-am avea un astfel de mare preot, ce a predicat Ruben în seara aceasta și ce vorbim acum nu s-ar putea aplica. Cu un mare preot de obârșie omenească, cu un mare preot dintre oameni nu se deschide drum Înspre Marele Împărat, înspre tronul Harului. Nu se deschide drum pentru oricine. Dar pentru că Marele nostru preot este înălțat mai presus de ceruri, este la dreapta lui Dumnezeu, face slujba de mijlocitor. El este acolo în locul nostru. Lucrul ăsta e extraordinar. Nu știu câți dintre dumneavoastră. Ați ajuns la judecată, sper că puțini. Dar dacă ajungi la judecată, este foarte important omul care te reprezintă. Și de câte ori nu zicem noi, băi, n ce să te pun cu ăștia, ăștia au avocați, mă. N-are importanță dacă ai dreptate sau n-ai dreptate, important e să ai un avocat bun, mă. Dacă ai un avocat bun, asta te scapă. Noi am văzut de-a lungul anilor și. 35, 36 de ani sau 40 de ani de când sunt unii în America. Ați văzut că dacă ai avocat bun, ăla știe cum să rezolve cu legea. Și un avocat bun îl scapă pe criminal și un avocat slab nu reușește să-l scape pe omul nevinovat. E foarte important ce avocat ai. Frați și surori, în ceruri îl avem pe Fiul lui Dumnezeu. Cel care este înălțat mai presus de orice. El are puterea și domnia peste întreg universul. El te reprezintă pe tine. Nu este mai bun avocat ca el. Nu este mai bun preot ca el. Și el are autoritate și drept on your behalf. Să te reprezinte pe tine. Are dreptul acesta. Și noi suntem binecuvântați în seara aceasta că întotdeauna, și în seara asta, dar întotdeauna, când ne apropiem de tronul Harului, ne apropiem pentru că îl avem pe el acolo și drumul este deschis. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că altfel n-am avea ce să-i cerem lui Dumnezeu. Adică n-am avea acces. Ce să cauți tu, ce să caut eu, un păcătos dintre neamuri un nimeni, un nimic din lumea asta, cum să am eu acces la Marele Dumnezeu? Știți cum? Numai și numai prin Hristos, mijlocitorul nostru, Marele nostru preot, înălțat să fie numele Lui. Înălțarea Lui confirmă preoția Lui. Și în al patrulea și în ultimul rând, înălțarea Lui confirmă revenirea Lui, fraților înălțarea lui confirmă revenirea lui. Că dacă a plecat, o să și vină. Repet, e logic. Dacă a plecat, o să și vină. Așa a promis îngerii. Așa au ascultat ucenicii. Vă dați seama că ucenicii au rămas înmărmuriți. Poate am fi fost și noi la fel. Domnul stă lângă noi, vorbește cu noi, ne dă ultimele instrucțiuni și dintr-o dată îl vedem că se ridică și îl ascunde un or. Nu știu exact cum a arătat imaginea aceea, că n-am fost acolo. Doar așa ne imaginăm, la un moment dat se ridică spre cer și vine un or și îl ascunde și dispare. Și atunci ucenicii au rămas, cum zicem noi, gură cască, așa -i? O rămas toți, Înmărmuriți, n-au zis ceva. Ai mai văzut așa ceva de când te-ai născut? Ai mai auzit mă ce s-a întâmplat? O plecat, mai vine, că până atunci el a mai plecat și a venit, a mai plecat și a venit, dar niciodată n-a plecat în felul acesta. El s-a mai făcut de văzut din mijlocul lor. În cele 40 de zile Domnul venea și pleca. Dar niciodată în felul acesta. Și în felul acesta i-au uimit, i-au rămas blocați. Nimic. Ce se va întâmpla? Ce bine că Domnul nu i-a lăsat mult să aștepte, au venit doi bărbați îmbrăcați în alb, doi sol de la Dumnezeu și a zis, bărbați galileeni, puteți să stați aici până leșinați. N-are rost. Nu, nu mai așteptați. Dar vă spun atât, cel care a plecat o să vină așa cum a plecat. Hristos care s-a înălțat va veni înapoi. Cel care a murit a înviat. Cel care a înviat s-a înălțat. Cel care s-a înălțat vine înapoi. Asta e promisiunea. Până aici, până aici toate s-au împlinit. Ies. Până aici Dumnezeu și-a împlinit cuvântul lui. De-a lungul mileniilor îl vedem pe Dumnezeu cum veghează, cum promite, cum împlinește, cum face o minune după altă minune, cum se ține de cuvânt. Mai rămâne asta. Se va împlini? Amin. Amin. Se va împlini. Dar ce vă spun în seara asta și pentru tineri, ascultați-mă, când am fost tânăr, la vârsta voastră, 18, 19 ani sau chiar mai tânăr. Așa ni se vorbea despre venirea Domnului, că ori ne panicam, ne speriam, ori ziceam, păi dacă Domnul vine, atunci nu mai are rost să faci nimic. Și am zis că trebuie să fim atenți cu mesajul acesta a revenirii Domnului. Trebuie să fim atenți cum îl predicăm. Realitatea este că Domnul va veni. Asta e o realitate care se va împlini. A doua este că nu știm când va veni. Și pentru că nu știm exact când va veni, noi ne pregătim pentru El în fiecare zi. În fiecare zi. Asta nu înseamnă că nu mai mergi la școală, nu-ți mai deschizi business, nu mai mergi la lucru, nu mai construiești casă, nu mai cumperi, nu mai vinzi, nu mai faci biserică, doar știu că au fost și din ea. De ce facem biserică dacă vine Domnul? Chiar și câțiva ani în urmă. Că sunt și din aceea care super spiritual. Dar tu de ce îți faci casă? Tu de ce nu stai sub pod aici la ai să vă Noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul în timp ce trăim o viață normală, dar în așteptare. Așteptarea Domnului nu e bine să o asemănăm cu un om care stă în stația de autobuz. Unii așa gândesc. Mă, sunt stația de autobuz, ce să fac? Aștept să vină. Mă, nu te duci la școală, nu aștept să vină domnul, nu merg la lucru, nu aștept să vină domnul, aștept, aștept autobuzul să mă ia. Ce face omul în stația de autobuz? Mai iau un ziar, acum nu, ce ziar, acum mai ia telefonul. Mai se uită la telefon, mai povestește cu cineva și așteaptă să vină autobuzul. Ce să facă? Nu face nimic. Îl ai timp mort. Unii consideră că așa trebuie așteptat Domnul. Fals. Fals. Domnul trebuie așteptat muncind. Este ca și când tu ești acasă și îți vine un musafir important. Păi atunci ai mai mult de lucru. Când știi că îți vine musafirul, ai mai mult de lucru. Să vezi bucătărea asta cum are foc la călcâie. Să vezi cum te trimite la shopping, să vezi cum angajează pe cineva să-i facă curat în casă, să vezi cum vin ceilalți ca să-i facă curat în backyard și în front yard. Băi, vine cineva important la noi acasă, peste două săptămâni ne pregătim totul să fie ordine, nice, frumos, pregătit. Așa aștepți pe cineva important. Muncind, împlinind tot ce a poruncit el înainte de a pleca și ce a poruncit Domnul, Ucenicilor. Voi veți primi o putere. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Unde? În Ierusalim? În Iudeea? În Samaria? Și până la marginile pământului. Asta e responsabilitatea voastră, frați și surori, în timp ce-l așteptăm pe Domnul venind să vină? În timp ce-l așteptăm? În timp ăsta lucrăm? În timpul ăsta mergem la școală, în timpul ăsta mergem la servici, în timpul ăsta predicăm Evanghelia, în timpul ăsta facem misiune, în timpul ăsta venim la biserică, mergem la Sunday School. în timpul acesta suntem în activitate plină, că Domnul vine. Și dacă Domnul vine la noapte, slavă Lui, dacă Domnul vine peste 20 de ani, slavă Lui, El decide, El știe. Noi trebuie să-L așteptăm în fiecare zi și să fim gata. Noi n-așteptăm alte evenimente. Noi ne așteptăm alte, lumea așteaptă alte evenimente. Săptămâna trecută, o săptămână și ceva în urmă, citeam un articol extraordinar. Se scufundă Manhattan, New York. Se scufundă. Wow! Și atâta greutate s-a pus acolo pe peninsula asta, atâta greutate s-a pus cu zgârie în norii, că zice, a început să cedează și se scufundă încet cam 3 mm pe an. Cam 3 mm pe an. O fi ceva. O zi în urmă am citit că se scufundă costa de est. Tot așa, cam la 3 mm pe, pe an. Mă, da, se scufundă și zonele unde nu e niciun zgârie nor. Oare se scufundă sau nu se scufundă? Eu am zis, mă, cine poate dovedi? Eu n-am șubler ca să mă duc să măsor. Ha, habar n-am, ei au anumite aparate, mă dacă au dreptate, bun, dacă au dreptate, 3 mm într-un an, a, în 10 ani, 3 cm, un inch și ceva în 10 ani, într-o sută de ani, a, a, -o, a, dar nu o să mai fiu aici peste o sută de ani, ăia care o să fie o să-și mute casele mai încoace, dacă vor, dacă nu o să iasă cu barca din casă și tot se descurcă cumva. A, dar e altă problemă, se ridică oceanul. Se ridică oceanul, zice, a, nu-i numai problema asta că se scufundă pământul, se ridică oceanul. Știți cât se ridică oceanul în fiecare an, zic e acum, că se topește, global warming, global climate change, vreo 3 mm. Așa că dacă punem 3 mm cum coboară în jos, 3 mm cum coboară în sus, avem 6, între 6 și 10 milimetri. A, acum e problemă mare, deci e un centimetru. Dacă cobor un centimetru într-un an, în 10 ani, e 10 centimetri, deja s-ar putea să fie o problemă. Cine e cu casa chiar la apă, o să vadă cum e cu 10 centimetri apa mai sus și trebuie să gândească să se mute. Asta și bă, normal, mi îmi mi plac chestiile astea acum, că sunt interesante, că eu eu și bat jocoresc, am sorie. asta nu-i nu, -i, nu -i știință. Și dacă au dreptate, este o agendă de desubt. Și am zis, măi, cum se distrează oamenii. Și cei care scriu articole, ăștia iau milioane de dolari, granturi, ăștia și de ăștia nu sunt oameni ca noi, oameni simpli, ăștia sunt oameni cu capul mare, ăștia toată ziua sunt cărți, la școală, studiază ca să spui așa ceva, nu poți să fii un om de rând. Și eu am zis, Mă, tă mai bine să citesc în Biblie. Că dacă citesc în Biblie, știu că viața omului e scurtă și că Domnul va veni. Domnul o să vină în curând, fraților. Unii așteaptă să se scufunde. În anii trecuți se scufunda California. Nu știu cine a venit din California aici. Se scufunda California. Așa cum cred că se scufundă, dar cred că ăștia de sus vor ca să scadă prețurile la case pe Costa de Est. Știi, că totul cu agenda. Nu, nu se spun chestiile astea chiar, chiar așa, fără niciun scop. Până acum se scufunda California, acum se scufundă Costa de Est. Dar totuși oamenii de știință au căzut de acord că nu așa se va sfârși lumea lumea se va sfârși cu un meteorit uriaș care va lovi pământul și tot pământul va arde, se va cutremura, se va împrăștia. Până acum n-a venit meteoritul respectiv pentru că planeta mare Saturn e pasnicul pământului. Orice meteorit mare care trece pe lângă Saturn îl absorbe, Saturn, că Saturn e o planetă foarte mare cu un câmp magnetic uriaș și atrage, atrage toți meteorii ăștia mari, ăștia uriași. Ăștia mici care ajung, intră în atmosferă, să, să sfarmă, să aprind, să împrăște în atmosferă. Dar știința a dat rezultatul. Lumea se va sfârși prin foc. Într-o zi, un meteor va veni mare, va trece de Saturn, va ajunge la Pământ, va lovi Pământul și va fi un foc pucioasă și un sfârșit tragic pentru Pământ. Mă, dacă citesc în Biblie, mă s-ar putea să aibă dreptate. Dar eu știu lucrul ăsta, înainte ca să iau PhD să primesc granturi de la government. Până la urmă, s-ar putea că Biblia are dreptate. Dar când se va întâmpla lucrul ăsta? Păi cam suntem în siguranță pentru următoarele 5 miliarde de ani. Nu, nu trebuie să vă temeți. Și atunci, ce facem? Ce facem în condițiile astea? În care lumea se îngrijorează și se sperie de lucruri care nu există, de lucruri care ar putea să întâmple. Și țineți minte că nu știu în ce clasă la școală, cei care ați învățat în România, am avut o lecție și la lecția aceea i s-a pus titlul Prostia omenească. Nu știu cât, cât țineți minte. Lecția Prostia omenească și era și o caricatură acolo. Doi părinți, doi părinți aveau un copil. Copilul era pus în pătuți și deasupra pătuțului era un bulgăre de sare, un drop de sare. Și vieții părinți vorbeau și plângeau și se năcăjeau. Și ziceau, vai, Doamne, dar ce se va întâmpla cu copilul nostru dacă cumva drobola de sare cade pe el și-l omoară? Vai, Doamne, dar oare ce va fi cu noi dacă și cu copilul ăsta? E nenorocire mare. Și lecția a fost prostia omenească. La școală! Nu ne-a învățat din Biblie, ne-a învățat la școală și am zis, mă, totuși cultura românească te învață ceva. De atunci și până azi, aproape în fiecare zi, văd prostia omenească la cel mai înalt nivel. Îngrijorați-vă că peste 5 miliarde de ani o să vină o planetă mai mică și o să dezmembreze Pământul. Frați și surori, azi suntem în casa lui Dumnezeu. Azi avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Hristos Domnul s-a înălțat în slavă. Azi avem acces la El. Azi Dumnezeu ne rezolvă problemele noastre. Azi viața este scurtă. În fiecare zi ne pregătim pentru revenirea Lui. El va reveni într-o zi, va lua lumea prin surprindere. Despre revenirea lui nu este nicio carte de știință. Despre revenirea lui nu există specialiști care să analizeze. Numai Scriptura vorbește despre asta. Toată lumea va fi surprinsă în ziua aceea. Când va fi, nu știu. Dar vine ziua aceea în care Dumnezeu va surprinde lumea. Va suna trâmbița, se va zgudui pământul, se vor deschide mormintele, se vor înălța spre cer mântuiții și va fi cea mai mare sărbătoare în cer. Vine ziua aceea. Noi asta așteptăm. Dacă te întreabă cineva, tu ce aștepți? Eu nu aștept sfârșitul lumii, fraților. Nu aștept sfârșitul lumii, eu aștept revenirea lui Hristos. Asta aștept, asta mi-a promis. Și până atunci ce facem? Până atunci ne pocăim și ducem Evanghelia până la marginea pământului. Putem spune amin la asta. Doamne ajută! Vă rog să vă ridicați, a iertați-mă că am întârziat. Puțin, dar subiectul a fost prea frumos. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Rog colegii cu care vom pleca în Africa peste două zile cum am anunțat și dimineață, plecăm doar pentru o săptămână, doar weekendul viitor vom lipsi de acasă, cu ajutorul Domnului ne întoarcem săptămâna viitoare uh, și este de folos și este important o decizie care am luat-o foarte repede și așa s-a părut nimerit nouă și Duhului Sfânt că este bine să facem lucrul acesta cu fratele Vasile Tupița, cu fratele... Dan Moldovan, vom pleca împreună săptămâna asta. Rugăm frații slujitori să veniți să vă rugați pentru noi, rugăm biserica, rugați-vă pentru noi, să continuăm să ne rugăm pentru Tyler Moldovan, pentru Cornel și Lidia Mateu, să continuăm să ne rugăm pentru fratele Samuel Botineștean, să continuăm să ne rugăm pentru familia Cătună, pentru ceilalți care sunt bolnavi și ceilalți care au greutăți sau probleme, dacă vreți să ridicați o mână către cer înaintea Domnului, mijlocim unii pentru alții, nu-i prea târziu, suntem în prezența Domnului. Domnul este Cel care iartă, Domnul este Cel care mântuiește, Domnul este Cel care vindecă și pot să pleci în seara asta binecuvântat din casa lui Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și frații slujitori vă rugăm.